Zic cu ghinion pentru o gorjeancă în vârstă de 55 de ani. Femeii s-a făcut rău, a căzut din picioare, iar în urma impactului cu solul a suferit un traumatism cerebral sever. La scurt timp, pacienta a ajuns la unitatea de primiri urgențe din Târgu Jiu, însă starea i s-a agravat. Imediat, medicii au solicitat un elicopter SMURD pentru a o transfera la o clinică de specialitate din capitală. Evenimentul nefericit s-a petrecut pe raza municipiului Târgu Jiu. Imediat la fața locului au ajuns medicii, i-au acordat femeii primul ajutor, după care aceasta a fost dusă la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Starea pacientei s-a agravat, încât medicii au fost nevoiți să solicite de urgență un elicopter SMURD. Pentru investigații amănunțite, femeia a fost transferată la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arsenin din București. Vorba de un traumatism cranian prin cădere de la același nivel. Pacienta a fost intubată în unitatea de primiri urgențe Târgu Jiu și este preluată de elicopterul SMURD pentru spitalul de la București. A trebuit să fie intubată și sedată pentru a preveni complicațiile inerente acestui traumatism și transportului aerian. Acum pacienta va primi îngrijiri medicale la unitate de specialitate.